găsit la Jurnal Economic. Numărul societăților intrate în insolvență a scăzut în primele 7 luni ale acestui an cu 13,37% comparativ cu cel din perioada similară anului trecut, adică până la 15.124, asta conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Cel mai mare număr de firme intrate în insolvență a fost înregistrat în București, 2.421, în creștere cu 6,51% față de primele 7 luni din 2013. La polul opus, cu cele mai puține societăți intrate în insolvență, se află județul Călăraș, adică 60. Numărul total al pensionarilor era la finele lunii aprilie a acestui an 5.194.900 de persoane, în timp ce efectivul salariaților totaliza 4.423.200 de persoane. Un calcul indică circa 1,174 pensionari la un salariat, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Din totalul pensionarilor, circa 90% erau pensionari de asigurări sociale de stat și 10% pensionari agricultori. Pentru toate categoriile, femeile aveau pensii mai mici decât bărbații. În urmă cu două luni, pensia medie era de 342 de lei, iar pensionarii cu limita de vârstă aveau o pensie medie de 361 de lei. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!